dacă nu s-a întâmplat eu fiind și conștientă de lucrul acesta și bucurând. Altă realizare foarte importantă a fost să trăiesc momente în care să văd pur și simplu la nivel fizic ce poate face iubirea pe care nu o poți atinge și să trăiesc momentele acestea, ca să vă dau un exemplu, așa, momente nu știu, de tensiune, de exemplu, între mine și soțul meu, să văd cum ele pot dispărea pur și simplu când apare copilul și face o chestie, nu știu, o chestie, cum fac copii. Și la asta mă refer pur și simplu la furie pe care eu o simțeam, de exemplu, pentru să zic față de soțul meu, sau critică, sau nu știu, resentimente, ceva la modul în care eu simțeam în mine, cum pur și simplu astea se sting, nu mai contează și simt că pot să trec peste și chiar pot să înțeleg că el a făcut, nu știu, anumite lucruri dintr-o rană, din, mă rog, alte lucruri. Și altă realizare foarte importantă pe care am vrea să o menționez este, la fel cum a spus și Laura, m-am putut apropia de partea adică întunecata mea, pe care niciodată nu am vrut să întâlnesc, frici, teme, eu știu să zic, defecte sau lucruri de care fugeam până acum, și care m-am întâlnit și la fel am reușit să le transform în ceva benefic și pentru mine și pentru cei mici. Prietenii sunt castelele. Castel. Nu-i vezi mereu, dar știi că ei sunt întotdeauna acolo. Ce părere? Așa-i să-mi pot. Am zis că voi să-mi pot. Da. Mulțumesc.